Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Oana Șlemco și vă invit să urmăriți emisiunea Între Oameni. Astăzi, alături de mine, se află generalul de brigadă în rezervă, Ion Burlui. Bună ziua, domnule Burlui, și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația mea. Sărut, până am fost surprins și plăcut surprins de invitația făcută de dumneavoastră. Vă mulțumesc, dați-mi voie să vă urez o primăvară frumoasă. Și la mulți ani. Vă mulțumesc tare mult. Mi-a plăcut foarte mult pentru că la începutul, înainte să începem dialogul nostru, dumneavoastră ați spus că eu am voie să vă întreb ce vreau. Absolut. Și mie îmi place libertatea aceasta. Din punctul meu de vedere ați greșit că mi-ați oferit această libertate, dar eu am să profit cât pot de mult. Spuneți-mi, vă rog, cum sunteți acum, după ce v-ați pensionat? Ați lucrat la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, ați condus această unitate ani de zile, dumneavoastră ați condus timp de un an și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și în 2018 v-ați pensionat. Ce ați făcut din 2018 încoace? Mulțumesc, sunt foarte bine și o spun nu ca și a fi un răspuns acoperitor, ci chiar sunt foarte bine, am o inimă plină, împăcată, sufletul plin, sunt bine, sunt foarte bine. Nu mai sună telefonul, nu mai aveți apeluri la 112 la care trebuie să răspundeți imediat. Da. Țin minte că aveați o stație, ne întâlneam prin Palatul Administrativ când erați șef la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și aveați o stație care făcea zgomot non-stop. Non-stop erați conectat cu colegii dumneavoastră. Mă întrebau și alți prieteni de-ai mei după ce am ieșit la pensie, dar aveți și colegi din sistem care au ieșit la pensie, dacă nu simt o depresie că am ieșit din sistem, că am fost conectat în felul acesta continuu. Și am spus, fraților, nu simt niciun fel de depresie, mai ales pentru faptul că, așa cum spuneați, am avut o viață foarte agitată. Aveam două telefoane și o stație care erau lângă mine continuu. Eu și când vreau la stație știam și numele persoanei care vreau la stație, pentru că voiam în felul acesta, nu în ideea de a controla totul, ci în ideea de a avea informația și a-i sprijini pe cei care sunt la intervenție, pentru că îmi dădeam seama de cum comunică cu dispeceratul, dacă stăpânesc sau nu stăpânesc situația. Deci, practic, atunci când colegii dumneavoastră erau la un incendiu sau, de exemplu, la un accident de circulație, dumneavoastră erați conectat și auzeați tot. Auzeam și în raport de timbru vocii, eu îmi dădeam seama dacă stăpânesc sau nu stăpânesc totul. În raport de informații care le trimiteau la dispecerat, îmi dădeam seama dacă au evaluat sau nu au evaluat bine situația și atunci interveneam în sensul bun, pentru că eu le-am spus că a comunicat prin stație are niște avantaje pentru executant, pentru că șeful ia contact cu informația și, așa cum spunea Einstein, dacă l-aș parafraza, spunea că cei care beneficiază de niște informații sunt obligați să le fructifice. Și atunci, ca și șef, nu poți să stai deoparte și să nu vii în sprijinul celor care este acolo sub imperiul emoțiilor, în definitiv, pentru că chiar dacă ai experiență în situații de urgență, când ești pus în fața unui fapt împlinit, se manifestă altfel, ai alte victime, ai alte încărcături emoționale și, de ce nu, și poate și alte riscuri. Și atunci ai nevoie de un sprijin și un cuvânt venit din afară este ok. Ați adus în discuție încărcătura emoțională și noi, cei din presă, trebuie să avem mare grijă atunci când ne expunem la fel de fel de imagini. Eu lucrez în presă de la vârsta de 19 ani, atunci eram foarte tinerică și nu îmi dădeam seama de impactul. Sunteți. Și acum sunt, mulțumesc frumos, dar au trecut de atunci vreo 17 ani. Doamne. Ideea este în felul următor, că te expui la niște imagini cu un puternic impact emoțional. Asupra mea, acele imagini au, într-adevăr, impact. Vreau să-mi spuneți cum ați gestionat dumneavoastră imaginile acestea, pentru că dumneavoastră erați non-stop conectat la astfel de informații și la astfel de imagini. Vă spun că și pompierii sunt oameni. Și dacă m-ar duce, cum spunea Dan Bittman, și băieții plâng câteodată. Nu am plâns la incendiu, dar vă spun că am fost sub imperiul emoțiilor. V-aș da numai trei situații. Două sunt situațiile când am participat la stingerea incendiilor la fratele meu și la tata meu acasă. Și atunci, categoric că era altceva, dar a trebuit ca în primul rând să mă gândesc la ei și le-am spus, nu este nimic, vom trece peste asta și a fost ok. Cum s-a întâmplat? Când s-a întâmplat? La fratele meu a ars casa undeva, cred că prin anii 90. Și dumneavoastră unde lucrați atunci? Eu eram chiar în misiune la Râdăuți.
Și a fost ca un fel de premoniție. Când am ieșit din birou unde eram, că a sunat alarma și m-am uitat la fum, cum ieșea fumul, am sunat la el, nu a răspuns și am spus, arde casa lui. Mi-am zis fără să... și m-am dus acolo. La tata meu a fost atrăsnit. Și mă unde locuia tatăl dumneavoastră? La Mălini. La Mălini. Și a sunat ofițerul de serviciu. Mă sună și îmi spune, eu eram atunci prim adjunct, mă sună și îmi spune, domnul colonel, vedeți că avem incendiu. Eu îi spun, dar nu sunt eu la permanență. Spune, da, dar e la tatăl dumneavoastră. Și atunci am plecat la incendiu. Și a treia situație când am fost marcat emoțional a fost un incendiu cu victimă. Mi-aduc aminte, era undeva chiar pe 24 ianuarie când aveam militari în termen, eram cu militari afară, eram cu ani de companie sau locțitor cu ani de companie, deci era undeva 91-92, ceva de genul acesta și sună incendiu, spune că este în Opcine, eu fiind din Opcine știam situația, am plecat cu două mașini, am avut și atunci inspirație, pentru că trebuie și să ai puțin inspirație. Cunoscând blocurile din Opcine, știind că sunt cu acoperiș, am luat și o mașină cu tun la mine. Am ajuns acolo, când am ajuns, era un incendiu la etajul 3 și ieșeau flăcările foarte, foarte puternic pe la geamul la balconul la etajul 3 și trecea peste balconul la etajul 4 și lovea în acoperiș. Și atunci am spus colegului meu care era pe mașina cu tun, Florine, până ajung eu roată pe casa scărilor, tu îndreaptă turnul către apartament ca să rup flăcările să nu-ți duc în acoperiș. Dacă îl scăpam în acoperiș, era de rău. Am făcut lucrul acesta și când am intrat acolo, eu dat fiind faptul că lucram cu militari în termen, mă gândeam că ca și responsabilitate. Ți-au dat părinții sănătoși, trebuie să-i dai sănătoși acasă. Și atunci nu lăsam militarul să intre singur acolo. Intram cu el, cu militarul. Am intrat și am văzut, mi s-a lipit masca pe față, că nu aveam aparatele cu care sunt acum. Am ieșit înapoi, am mai udat puțin ca să reducem temperatura și am intrat din nou. Și am găsit în ultima cameră, am găsit un corp la care era afectat de incendiu foarte puternic. Am stins incendiu, dar incendiul, faptul că s-a manifestat atât de puternic, am stat și ne-am gândit care a fost situația. A fost un incendiu cu intenție, respectiva persoană a stropit apartamentul cu benzină și i-a dat foc. I-a dat foc, practic, din zona lui, a atins două fire din zona lui și automat a murit și el. A fost o problemă de suflet, emoțională cauza pentru care, deci știu cauza care a fost. Dar imaginea... Proprietarul a făcut proprietarul, lucru. Proprietarul, da. Dar imaginea aceea m-a urmărit mult timp. Și am mers și am căutat-o pe soția proprietarului și am spus, doamnă, vreau să-l văd pe omul ăsta în fotografie cum a arătat el. Pentru că tot mă gândeam la acel om. Era prima dată când intrați în contact, prima victimă. Și am vrut să-l văd pe om, m-a marcat și m-a marcat și gestul lui. Dar putea fi vorba despre un stres post-traumatic, adică... Da, dar eu vă spun vis-a-vis de ceea ce spuneați dumneavoastră, acum categoric că sunt încadrați psihologi, este foarte bine, sunt încadrați psihologi, în unitate, atunci nu erau psihologi, dar atunci activitatea psihologică se făcea foarte multă. Și activitatea psihologică trebuia să o facă șeful ierarhic cu omul de lângă el. Și discutam foarte mult cu militare. Foarte mult. Știam totul despre ei. Totul. Ajungeam și ei știau ca și principiu. 50 de minute erau ale mele partea de pregătire, 10 minute erau ale lor, dar stăteam acolo cu ei. N-am servit niciodată gustarea separat de militari. Când mergeați la antrenamente? La terenul de instrucție sau în obiective. Deci, efectiv, cu ei. Și atunci îi cunoști foarte bine. Și ce vă spuneau oamenii aceștia? Care erau durerile lor? Dacă vă spune, vă dau
Un exemplu, într-o seară mergeam acasă pe George Enescu cu soția. Și vedeam în fața blocului niște tineri care se manifestau foarte deschis, exuberant, așa, dar mi-a ieșit în evidență unul dintre ei care avea la gât o cruce din lemn, cânta și despre armată. Eu am spus, știam că se incorporează a doua zi, că ăștia pleacă în armată. Am trecut lângă ei și nu mi-am văzut de treaba mea. A doua zi, cine vine la poartă? Respectivul tânăr. M-am întâlnit cu el acolo. Cel care avea crucea de lemn. Care avea crucea de lemn, care așa, așa. Da. Era, cum să spun, altă generație. Și acum cei tineri sunt altă generație și atunci era altă generație, era după 90. Dar vă pot spune că a ieșit unul din cei mai buni gradați care am avut. Bun. L-ați ajutat dumneavoastră sau bun. A fost... A fost o treabă, o simbioză. Ați colaborat foarte bine foarte cu el. Bine. Foarte bine. Foarte bine. Și dacă v-aș spune cum sau ceea ce le ceream lor, încercam să-i îmbărbătez pentru că ei veneau copii. Mai ales cei care erau din Suceava, mamele, tot mame sunt. Și chiar dacă copilul are 18 ani sau 20 de ani, tot copilul ei este. Și încercau să vină la poartă cu mâncare, să ia ciorapii, să-i spele sau nu știu. Și le-am spus, la părinți le-am spus. Pe vremea când se făcea armată? Absolut. Pe vremea... Absolut. Așa. Da. Și le spuneam și la părinți, dar le spuneam și lor mai ales. Faptul că vor să vă aducă mâncare este foarte ok, este opțiunea voastră, dar era și cald, nu puteam să avem la toți frigidere, nu putem să vă oferim la toți frigidere. Atunci, ceea ce aveți, puneți pe masă și mâncați atunci, sunteți un grup, împărțiți. Ați consumat și așa. Dar nu sunt de acord să vă duceți acasă rufele la spălat. Pentru că voi aici primiți și săpun, primiți și ață, primiți și act, primiți toate. Era și atunci acțiune... dacă nu vă învățați acum, nu o să vă învățați. O acțiune de disciplinare. Absolut. Și îi spălau tot, se simțeau bine, erau împreună. Poate, eu știu, cineva spune, doamne, cum te simți bine? Te simți bine pentru că, știți cum, prieteniile se leagă mâncând pâine neagră, cum se spune, nu pâine albă. Și acum au povești. Știe? De fapt, toate persoanele, toți bărbații pe care îi știu eu că au fost în armată, toți povestesc despre perioada respectivă. A fost o perioadă marcantă din viața lor. Categoric. Toți spun că când am fost, am mâncat fasole, am mâncat, nu știu, crânați, am fugit din armată. Toți au povești de genul acesta legate de armată. Și măcar la cazan e cea mai bună. E cea mai bună, se spune că e cea mai bună și pentru faptul că o mănânci în colectivitate. Deci să ne gândim așa, să facem o abstracție, ce-ar fi să stăm singuri într-o cameră, să avem absolut orice pe masă. Nu ai apetitul acela pentru prostele culinare, ca atunci când ești la masă cu mai mulți și mănânci fasole. Da. Okay. Aveam noi un prieten în redacție care spunea că, domnule, mâncăm la un loc pentru spiritul de a mânca împreună. Spiritul de a mânca împreună era așa un fenomen care ne ajuta pe toți să ne deschidem unul în fața altuia, să povestim și de acasă, să ne mai descărcăm. Asta și pentru faptul că asta arată că ei sunt egali. Sunt egali, deci nu poți fi unul mai sus decât altul, pentru că la incendiu când mergi și cu cel de o inteligență super de top, mergi cu ăla cu inteligență medie și cu cel muncitor, cel mai puțin muncitor, toți vin în armată. Și atunci ești obligat ca să-i aduci la același numitor ca să poți să îndrești misiunea. Când erau în armată, acum fiind după 2008, 2006, 2007 au fost încadrările cu profesioniști, la fel, nu puteai să știi efectiv de ce calitate sunt. Au fost, eu știu, și cu bune intenții și, eu știu, mai puțin poate pregătiți pentru această meserie. Sita a mai cernut, cum a fost și reducerea, că a fost în 2008-2011. Când pot să spun cu părere de rău că atunci din Suceava au plecat și oameni de foarte mare calitate. Stați un pic, ajungem imediat la perioada respectivă pentru că a fost o perioadă dificilă, dar vreau să-mi spuneți dacă vă pare rău că statul a scos obligativitatea aceasta, nu-i mai obligă pe tineri să facă armată? Știți cum, părere sunt pro și contra. S-ar putea ca cine mă aude pe mine spune, doamne, bineînțeles că ești subiectiv, tu ai fost ofițer, ai fost general și ai să spui punctul tău de vedere. Eu n-am spus și nu v-a obligat nimeni probabil să deveniți... Absolut, nu m-a obligat nimeni. Eu n-am spun lucrul acesta. Eu am spun că, practic, armata reușea să aducă un plus de maturitate
la tineri și îi ajuta să comunice mai bine unul cu altul, să accepte unul pe altul. Se accepte. Vedeți că trăim în vremurile acestea ale noastre când practic câteodată nu mai venim să comunicăm cu celălalt. Mergem împreună undeva, eu știu, la eu știu, un club, la ceva și toți au pe telefoane, toți ei comunică. Dar nu cu ceilalți care sunt pe lângă ei. Eu sunt încă siderată că nu-mi cunosc vecinii de pe casa scării. Eu acasă la părinții mei știam pe toată lumea, toată lumea se știa cu toată lumea, era o atmosferă frumoasă, era un cămin, deci nu o casă, nu, era un cămin, ne simțeam toți foarte bine. Acum, plecând dimineața, venind seara, nu mai știu pe nimeni pe casa scării și locuiesc acolo în blocul acela de vreo 3 ani. Și lumea este... Și eu sunt un om comunicativ, domnul Bunui, mie nu-mi trece gura, eu când mă întâlnesc, descos pe toată lumea. Absolut, știți? Absolut. Oamenii cred că erau sunt foarte preocupați mai acum. Mult de problemele umane, problemele acestea mărunte care dau fericirea. Da, da. Problemele acestea mărunte dau fericirea. Nu ești fericit dacă ai nu știu câte valori materiale. Și o spun ca un om care am pornit de la de jos când le spun la copiii mei sau le spuneam când erau ei mai mici, când eram să-i motivez, îmi spuneam, lasă, tata, tu vorbești despre vremea lui Ion Greangă, despre vremea lui Ion Greangă. Da, dar am fost și la pescuit când eram copil, prindeam pește într-un borcan, găseam o tablă pe prund și făceam foc și puneam pește de acolo și prăjeam și mâncam atunci ad hoc și era ok. Eram bucuroși, toți la un loc, eram o familie. Omul este o ființă socială. Domnul Burlui, ce voiam să vă zic, în perioada respectivă, dincolo de oamenii aceștia dedicați care veneau și lucrau în domeniul acesta extrem, dar extrem de dificil, totuși aparatura cu care lucrau, echipamentele pe care le aveau, erau rudimentare. Și vreau să-mi spuneți un pic cum v-ați antrenat dumneavoastră pe vremea respectivă, cum erau echipamentele, de fapt, în comparație cu dotările care există acum? Nu există termen de comparație vis-a-vis de dotări. Tehnica de acum este foarte performantă. Este exact ca și cum am face comparație între tehnica calculatoarele care sunt acum și creionul chimic și cu caietul de maculator. Da, este diferență. Dar în același timp vă spun că munca era organizată și atunci era devotament foarte mare. Chiar dacă nu erau telefoane mobile, se răspundea, pentru că aveai prima reacție la intervenție și de asemenea se cunoștea foarte bine zona de competență, raionul de intervenție. Și când spun se cunoștea, zic faptul că erau foarte bine cunoscuți agenții economici care produceau anumite lucruri. Se cunoștea procesul tehnologic, făcea antrenament acolo. Puteai merge cu ochii închiși. Ori acum s-au spart acei mari agenții economici, sunt agenții economici mai mici. Puțin sunt agenții economici mari. Vă referiți la firmele producătoare de echipamente destinate pompierilor? Nu, mă refer la cei care sunt surse de risc într-o localitate. Okay. Și atunci când manipulezi, depozitezi, prelucrezi substanțe diverse, îți ies alte substanțe cu alte riscuri care deja nu mai sunt aceste informații toate la îndemâna pompierilor, pentru că sunt unele procese tehnologice care se dezvoltă niște garaje sau niște încăperi care, eu știu, nu au necesitat autorizație de securitate la incendiu, la pompieri. Vreți să spuneți că era avantajul cunoașterii terenului atunci, foarte în momentul bine, în care mergeați la intervenție, iar acum nu știți ce vă așteaptă. Absolut. Pentru că într-un garaj o persoană poate să facă, nu știu, după să lucreze cu combustibil. Erau formați civile de pompieri la aceste agenții economici, formații care erau tot foarte bine pregătite. Și se acționa. Pot să spun că era un avantaj cu militar în termen. Dacă a spune cu plus și minus, a spune categoric este mai bine profesioniști. Dar avantajul militar în termen era faptul că vârsta spune cuvântul. Deci n-ai cum să ceri performanță fizică unui om care se apropie de 50 și 60 de ani. Pentru că pompierul merge până la 60 de ani ca și perioadă productivă. Când iese la pensie,
să mă dea probe ca cel de 20 de ani. Deci nu mai are suflu, nu mai poate să mai stea cu aparat de respirație în o perioadă atât de lungă ca cei respectivi. Dincolo de kilogramele care le-am plus, dincolo de afecțiunile medicale care, vrând nevrând, spun cuvântul, dar ar putea să compenseze acum profesionistul cu proceduri de lucru mai bine stăpânite, cu o tehnologie avansată. Tehnologie avansată și nu în cel de urmă cu responsabilitate, pentru că în fond nu este adus cu forța în armată, este plătit pentru ceea ce face și este motivat. Considerați că sunt salariile bune? E de ajuns? Eu aș spune exact ca și cum ar duce în teoria riscului, deci fac o paralelă. Vă rog. Și în paralelă, în teoria riscului spune așa, fiecare societate își realizează protecția pe care și-o poate permite. Pentru că dacă este o societate care are resurse, atunci poate să își permite să investească, să reducă riscul la minim. Eliminat nu se elimină riscurile, nu sunt riscuri, societăți cu risc zero sau sisteme cu risc zero. La fel și din coace, a spune că salariile, eu spun că sunt niște salarii raportate la societatea noastră, cât poate să-și permite societatea noastră, că dacă v-a spune că am fost în schimb de experiență în Germania, în Elveția, în Franța, la pompieri, și eu eram, fie că atunci când eram inspector șef sau când eram inspector general la București, eu cu salariul meu nu luam cât luam un subofițer în Germania. Desigur. Deci nu luam cât luam un subofițer în Germania. Nu pot să mă gândesc cât luam un comandant de antrenament în Elveția, la care n-am fost jurnalizat. Bine, dar și cheltuielile erau altele, pentru că la noi utilitățile nu putem să comparăm. Deci de asta zic că, dacă ne revenim la salarii. Poate să trăiască un pompier decent cu banii pe care ia, totuși vorbim despre o muncă destul de dificilă, cu niște riscuri foarte mari. Ne-ar bate Dumnezeu dacă am spune că nu poate să trăiască decent. Pentru că, știți cum, important este nu câți bani ai, ci ceea ce faci cu ei. Deci dacă îi direcționezi către niște priorități fundamentale, categoric este ok. Dar dacă, și să ajung, nu poți să permiți, eu știu, să faci 2-3 concedii pe an în străinătate. Nu poți să permiți să îți schimbi mașina la nu știu ce interval. Dar nu știu dacă asta este prima prioritate pentru om. Da. Dacă ducem în piramidă Maslow, vedem efectiv care sunt prioritățile care noi să existăm. Pe lângă astea fundamentale, masă, casă, echipament, este problema de dezvoltare, de dezvoltarea ta și stima care o ai. Îți oferă oarecare poziție profesia de pompier, e stimat pentru ceea ce faci, stimat mai mult poate decât ar fi, să spun, colegii de la poliție și de la jandarmi, pentru că și eu muncesc, ar fi aiurea să spune că nu muncesc. Poliția în România nu are o imagine la fel de bună ca pompierul. Nu, însă pentru faptul că poliția este cea care încătușează. Exact. Poliția este cea care face dosar penal. Deși și poliția salvează. Absolut. Haina de salvator o îmbracă și polițistul. Absolut. Dar faptul că se adresează altui segment de populație, automat vedem imagine. Echipamentele acestea care există acum, am văzut scări de mașini cu scară de intervenție la mare înălțime, am văzut fel de fel de pompe. N-au nevoie și de oameni care să știe să le folosească la capacitate? Categoric, așa cum spuneam mai devreme, tehnica de intervenție acum care este în posesia pompierilor este de mare clasă și o pot spune ca om care am cunoștință de aceasta, este tehnică care poate fi considerată a fi la nivel de top, nu numai european, ci și mondial. O spun fără niciun fel de gadă. Ceea ce spuneți dumneavoastră are legătură și cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava, adică inclusiv Inspectoratul de la Suceava are dotări comparabile cu cele existente în momentul de față în țările civilizate din Uniunea Europeană. Pentru că au venit la noi în schimb de experiență și francezi și nemți și au spus, domnule, zice, vedeți că cum se referă la scule pentru descarcerare. Noi nu avem scule de descarcerare, dar sunt de producător, nu sunt de firmă.
Deci al dumneavoastră, efectiv, deci noi ceea ce aveam sunt scule de firmă. Deci alea sunt. Și sunt bune. Ceea ce este important și eu am spus-o și repet, și nu numai la pompieri, în general, toată societatea. Factorul om face diferența, nu tehnica. Și când zic factorul om, mă gândesc la, în primul rând, la implicarea lui, mă gândesc la cunoștințele lui, abilitățile, priceperile și deprinderile de care le are. Asta mă refer la executant. Din coace, dacă mă refer la șef, mă refer tot la fel la implicare, după care la spiritul de organizare, la comunicarea cu oamenii. Pentru că oamenii trebuie motivați. Să știți că omul nu totdeauna are nevoie și îl motivează totdeauna numai banul. Nu îl motivează banul. Nu, poate să te motiveze recunoașterea efortului, absolut, de exemplu. M-aș duce cu gândul la un profesor care l-am avut la master, când făceam master pe 96 la ASEA la București, și am avut profesor de clasă și la master și de altfel și la, ca, pe lângă facultatea de pompieri, am făcut și ASEA-ul la București. Și la master îmi spunea un profesor: am venit la dumneavoastră pentru că m-a rugat domnul rector să vin, nu pentru bani. Era un profesor la care, după ce șeful de curs ne-a spus, vedeți că vine așa, puneți întrebări cât mai multe, la el minutele se măsoară în zeci de dolari sau sute dolari, cum ne-a spus atunci. Așa. Și omul ne-a spus: amen, m-a rugat. Pentru că la nivelul la care suntem noi acum, se referă la ei, era un om împlinit. Un om împlinit. Cea nu m-ar fi satisfăcut dacă după ce terminam activitățile cu dumneavoastră, venea rectorul sau trimitea pe cineva și îmi băga un plic pe sub ușa biroului cu niște bani, decât faptul că mi-a spus-o în senat: vă rog, domnule profesor, să mergi acolo, și mi-a spus: mulțumesc. Așa că mulțumirile vin și din recompense care nu sunt materiale. Vi s-a întâmplat vreodată să mergeți cu echipa la o intervenție și să constatați că vreunul dintre colegii dumneavoastră nu știe să lucreze foarte bine cu un echipament? Categorică, da. Sunt astfel de... Ar fi aiurea să spunem că există perfecțiunea. Nu. Și atunci nu, cum procedați dumneavoastră atunci? Și atunci nu poți face nimic altceva decât în niciun caz nu poți să-ți ieși din fire. Deci n-ai cum să ieși din fire. Dacă știi cum să-i spui bine, dacă nu chem pe altul să-l înlocuiască, dar eu, faptul că am stat 38 de ani în această armă și tehnica de intervenție o știu de la zero până la momentul în care am părăsit în 2018 și știam, deci puteam să-i spun un cuvânt unde se aplece, în ce direcție se aplece, astfel încât să funcționeze, să găsesc o alternativă. Domnule Burlui, noi avem acum o echipă de pompieri foarte bine pregătită, nu doar la Suceava, la nivel național există imaginea pompierului, este o imagine foarte bună. Avem o tehnică extraordinară și totuși sunt momente în care oamenii au limitele lor. Vă dau ca exemplu incendiul de la seminarul teologic din Suceava. A fost o misiune dificilă atunci. Clădirea respectivă a ars de la temelie la acoperiș. Au intervenit zeci de pompieri, au venit cu echipamente moderne și totuși s-au izbit, nu știu, de un zid de neputință acolo. Vă pot spune că acolo, când am plecat la incendiu, știu că era 8 ianuarie, dacă nu mă înșel, nu ne-am propus să refacem un seminarul. Nu. Pentru că nu poți să aduci înapoi ceea ce a ars. Ne-am propus câteva lucruri foarte clare. Unul, să nu avem victime. Și s-a reușit să fie evacuați toți oamenii. Al doilea, să nu propagăm incendiul în mănăstire. Pentru că, așa cum știm, temperatura se propagă prin conducție, deci atingere, convecție și radiație. Convecție, aerul și radiația. La câțiva metri distanță de locul unde se afla seminarul era mănăstirea Sfântul Ioan cu Biserica Sfântul Gheorghe, care este monumentul UNESCO, un monument de o importanță foarte mare, plus că de jur împrejur erau și locuințe. Vartalul locuințe, da. Și faptul că se dezvoltase o temperatură atât de mare, pentru că am fost, să spun, printre cei care am simțit temperatura, pentru că eram la distanță, nu eram cu ceva în mână. Și chiar dacă aveam echipamentul de protecție, vă spun că am simțit pe picior arsura.
am simțit arsura pe picior. A fost nevoie acolo de o cantitate mai mare de apă și de o luptă mai puternică, spun așa, cu flăcările, pentru că, în primul rând, am avut posibilități limitate de atac a incendiului. Nu am putut să băgăm, să lucrăm cu tehnica pe toate cele patru laturi ale seminarului, pentru că spațiul nu oferea posibilitatea aceasta. Deci am avut numai în partea din spate, tehnica care a fost introdusă în spate către gospodăria agricolă a rămas acolo și a lucrat, și vă pot spune că chiar niște aparate de măsură și control la acea mașină s-au și topit, la distanță fiind. Iar în față, aici, în stradă, lucram de aici. Pentru că pe cele două laturi pe lungime nu puteam să băgăm tehnică pentru că ar fi luat foc mașinile. Și atunci am lucrat cu oamenii de pe partea aceea. Clădirea cantitate, cantitate foarte mare din lemn. Clădirea era toată lambrisată și era dată cu lac. Cum nu se putea mai rău. Absolut. Toți, erau toți factori favorizanți ca să ai o dezvoltare rapidă a incendiului. Dar eu zic că faptul că nu au fost victime și incendiul nu s-a propagat și la monumentul istoric și la quartalul locuințe, a fost ok. Nu s-a putut mai mult atunci. Absolut. Absolut. Și la Rozita? Pentru că și acolo complexul comercial la Rozita a luat foc. A fost un complex de împrejurări nefaste pe care noi de altfel l-am și anticipat în procesul de control care a fost încheiat cu câteva zile înainte de incendiu. Activitatea de desfășura într-un spațiu care nu răspundea întru totul încărcăturii de sarcină termică care era acolo. Și când spun lucrul ăsta, mă gândesc la faptul că, fiind o densitate a sarcinii termice foarte mare, s-ar fi impus să existe niște trape de evacuare a fumului și gazelor fierbinți la partea superioară. Lucru care nu a fost. A fost o misiune extrem de dificilă. Mi-aduc aminte că putea să pice tavanul și chiar a picat la un moment dat. A picat la un metru în fața unui coleg de-al meu. Da, și într-adevăr misiunea respectivă a fost cu mari emoții pentru toată lumea și pentru pompierii implicați și pentru oamenii care aveau afaceri acolo, care tremurau pe lângă clădire că vedeau cum agoniseala la lor luase foc. Nu am putut să băgăm oamenii între rafturi, să lucreze cu ceava între rafturi. Dezvoltarea incendiului acolo a fost foarte puternică pentru că erau produse diverse. Pornind de la materiale combustibile solide, care însemna, eu știu, haine din sintetic sau alte asemenea, până la spray-uri, spirit, parfumuri toate și toate astea inflamabile, care au dus la o dezvoltare rapidă a incendiului. Pot să vă spun că, mi-aduc aminte că eram acolo, chiar la intrare, și venise un tânăr care voia să intre înăuntru, avea un chioșc acolo și îmi spunea: vreau să intru înăuntru, am chioșcul foarte aproape, să-mi iau de acolo actele. Le-am uitat acolo. Bănuiesc că avea și acte și bani și ceva de genul ăsta. Și nu l-am lăsat. Omul spune imperiul emoțiilor, categoric, a vrut să intre. Dar atunci trebuie să răspunzi cu un stimul mai puternic decât stimul lui. Și m-am manifestat mai ferm față de el și am spus: dacă te bagi acolo, nu mai are ce să mai facă poze pentru buletin după aceea. Omul a realizat. Atunci a fost... A realizat, da. Pentru că incendiul de genul acesta se dezvoltă dintr-o dată, intră în piroliză o suprafață mai mare de materiale combustibile și chiar așa s-a întâmplat. Să știți că e foarte greu de acceptat. Probabil că și dumneavoastră simțiți la fel, că nu cred că vedeți lucrurile doar din prisma pompierului, cred că le vedeți și din prisma cetățeanului de rând. E foarte greu să accepți că omul pe care îl înzestrezi cu atâta încredere, pentru că pompierul este un om înzestrat cu foarte multă încredere din partea populației, la un moment dat dovedește că are puteri limitate. Și dovedește lucrul acesta în momente cheie, cum ar fi, de exemplu, incendiul de la bazar, unde și acolo a fost o intervenție extrem de dificilă și au fost salvate sute de chioșcuri. Eu m-aș duce, poate, să fac o comparație la fel, dacă îmi permiteți. Doctoratul l-am făcut în riscul de incendiu la păduri. Și am văzut acolo la cauzele de incendiu la păduri. 97% sunt cauze de natură antropică. Deci factorul om a determinat 97% din incendii. Abia 3% sunt cauze naturale. Ori
aceeași proporție se păstrează și în mediul economic. Fie cu intenție, fie din culpă, fie direct, fie indirect, practic factorul om este cel care face diferența. Și când spun factorul om, mă gândesc pe mai multe paliere. Atât la cei care exploatează acel spațiu, pentru că sau mai bine zis, pot să mă duc chiar la cei care construiesc acel spațiu, de la modul în care își fac instalații utilitare. Pentru că dacă ai făcut, cum a fost speța la Rosita, instalația de la 1950 sau 60, instalație pe cupru, dimensionată la o anumită putere, iar tu după aceea vii în anul 2000 și de pe acea instalație vrei să tragi mai mult decât este, n-ai cum, explodează. Deci nu ai cum. La fel, dacă bagi într-un spațiu amestecate, produse și de un fel și de altul, fără a ține cont de proprietățile fizice, chimice a acestora, categoric că este un risc. Dacă pe lângă acest lucru, gândindu-ne la bazar, s-au folosit atunci acele, că am găsit chiar aparatul de încălzit într-un mediu unde omul într-adevăr avea nevoie de căldură, dar nu a fost cea mai fericită soluție. Și nici nu avea voie. Absolut. Pentru că erau interzise aparatele respective, da, atunci în bazar. Dar pe de altă parte, tot dumneavoastră ați luat niște măsuri foarte ferme și ați făcut ordine în bazar. Din câte mi-amintesc eu, ați spus, domnule, nu, se închide bazarul la un moment dat și s-a schimbat legislația. Cu părere și... de rău atunci. A trebuit să luăm Suceava, să luăm hotărârea aceasta, pentru că Suceava a fost printre inspectoratele care au avut curajul să ia asemenea măsuri din faza de început, după momentul colectiv, și am închis atunci bazarul, gândindu-ne la ceea ce s-a întâmplat cu câțiva ani înainte, dar la fel gândindu-ne la realitatea care era. Dar acum e sigur în bazar, adică de Doamne ferește se întâmplă ceva, că oamenii mai și greșesc, mai fumează în bazar când n-ar trebui să fumeze. Da, mai... Deci se întâmplă tot felul de lucruri. Dacă Doamne ferește se întâmplă, aveți pe unde, au pompieri pe unde să intervină? Este acum altceva decât a fost înainte. În primul rând s-a răspuns, sunt alte căi de acces, ceea ce nu era accesibilitate în bazar. Surse de apă sunt altele. La fel este o mai mare distanțare, dar, repet, la ceea ce v-am spus și adineauri, nu există niciun sistem care să funcționeze cu risc zero. Pentru că există factorul om. Deci dacă am lăsat bazarul acolo, l-am închide, el nu pățește nimic. Dar sunt oameni care, prin exploatarea defectuoasă a unor instalații, a unor spații, ajung acolo. Și a spune și un alt palier. Inclusiv oamenii de la care au responsabilitate pe linie de organizare, de control, dacă și-ar face treaba în mod responsabil, nu se ajunge okay. La... Absolut. Și când zic responsabil, nu mă gândesc obligatoriu la sancțiuni pecuniare, la amenzi, pentru că amenda nu rezolvă problema. La fel cum și autorizația de securitate la incendiu nu te pune în siguranță, pentru că o hârtie nu te acoperă. Dar verificările ulterioare, absolut, pe care le face pompierul la fața locului, mă gândesc că ar putea trebui să prevină. Deci ar trebui să prevină, ar trebui să tragă un semnal de alarmă, și semnal de alarmă tras în sensul că să fie un semnal suficient de sonor și de continuu. Pentru că dacă vezi că nu s-a rezolvat problema, insiști. Pentru că se spune că puterea unui val nu rezistă în forța de lovire, ci în tenacitatea de a reveni în același punct. Eu v-am spus că ați făcut o greșeală pentru că m-ați lăsat să vă adresez toate întrebările pe care vreau să vi le adresez. Și profit de prezența dumneavoastră aici ca să-i sfătuiți pe telespectatorii noștri. Vă rog frumos să ne spuneți ce putem să facem acasă în situația în care ne construim o casă, de exemplu, sau în situația în care avem deja o casă de vreo 50 de ani vechime, ca să prevenim riscul acesta de producere a incendiului. Pentru că incendiul nu atacă doar spațiile acestea mari, cum ar fi complexul comercial, cum ar fi bazarul despre care am vorbit, despre seminarul teologic. Nu, sub nicio formă. Toți putem, Doamne ferește, să fim în situația în care... Majoritatea covârșitoare a incendiilor din România, în jur la 60-70%, sunt la gospodările cetățenești, la locuințele individuale. Drept urmare, este bine ca aceste locuințe să fie protejate. Trebuie să ne gândim că
majoritatea locuințelor sunt locuințe vechi. Mă refer deopotrivă și la blocurile, la apartamente, dar și la locuințele unifamiliale, care sunt realizate cu instalații electrice la anumite cerințe. Și mă gândesc la cerințe, nu faptul că nu sunt pozate bine, erau și atunci pozate foarte bine, dar mă duc la ceea ce spuneam mai devreme, la fel conductorii care erau folosiți erau conductori de aluminiu, dar erau dimensionați pentru o anumită putere. Atunci, dacă în anii 70, dacă ne gândim la un apartament, avea un frigider, dacă l-avea. Un frigider, un televizor și fierul de călcat din când în când. Și un radio, pentru că toți ascultau pe ascuns și un radio, așa. Europa Liberă. Da. Dar acum, dacă ne gândim, și mă refer la apartamentele din centrul Sucevei, care sunt apartamente vin din anii 60, unele chiar din anii 50, de pe Mihai Viteazu. Și ele au fost dimensionate la acel consum redus. Acel consum redus. Ori acum ai și frigider, ai și combinație frigorifică, ai și televizor în fiecare cameră, ai și calculator, ai și, eu știu, aspirator și mașină de spălat și dacă mai ai și aer condiționat, este un consumator în plus, care toate acestea luând și coeficientul de simultaneitate, care nu mai este sporadic, numai noaptea porneai televizorul, ci merge continuu, calculatorul acum cu online merge continuu, vă pot spune, inclusiv am avut o speță cu ceva timp în urmă de la un încărcător de telefon lăsat în priză, era un încărcător de acelea mai mari care ele joacă rolul unui transformator și alimentate se încălzeau și de acolo am avut incendiu. Deci se poate întâmpla. Absolut. Ce putem face pentru a evita? Dacă să recomand ceva, aș recomanda, eu știu să mă duc întâi ca și o recomandare palpabilă. Este dorit să avem fiecare un stingător în casă. Nu este scump un stingător. Stingătorul se montează de regulă sau se amplasează de regulă la ușă, la intrare. Pentru că atunci când intri în casă, ar putea să nu ajungi să ajungi până în capul celălalt, pentru că acolo este incendiu. Ce dacă l-ai aici, poți să acționezi. Și este normal să știm să folosim un stingător, mai ales pentru faptul că majoritatea avem autoturisme. Aveți stingător acasă, nu? Am două. Așa. Am două stingătoare. Și le-am luat din simțul responsabilității. Absolut. Și vă spun... acum și predau la universitate, la studenți, obligatoriu învăț să folosească stingătorul. Primul curs. Obligatoriu. Stingătorul și minimă măsuri de prim ajutor, ca și ajutor nu calificat, necalificat, pentru a pune persoana în stare de siguranță, în poziție de siguranță, gândindu-ne că ne putem toți afla în postura ca un membru de familie să îi se întâmple un eveniment nefericit. Să știți că vreau să vin și eu la un curs de-al dumneavoastră. Vă aștept cu mare drag. Eu sunt la comunicare studentă, dar vreau să vin la dumneavoastră, cu la drept știu că predați. Cu mare drag. Da, la facultatea de și eu, în cadrul specializării poliției locale, vă spun că sunt niște copii deosebiți. Mi-ați spus dumneavoastră că aveți o relație foarte bună cu acești tineri și că vă simțiți foarte bine în prezența lor. Vreau să revenim un pic la discuția despre prevenție. Spuneați că e bine să ai un stingător în casă, dar nu e bine când îți cumperi apartamentul să verifici totuși instalația și să încerci să o dimensionezi la nevoie. Dacă ar fi să recomand acum la cineva, să-i spun, își cumpără un apartament vechi care vine din anii 60, 70, chiar și 80. Da. Chiar și 80. Este de dorit să-și refacă instalația electrică. Ce pot să fac cei care își construiesc acum case pentru a evita? Care sunt acolo principalele cauze? Cei care își construiesc acum case m-ar duce mai multe paliere. Pentru că sunt foarte multe incendii la locuințe. În primul rând, să se gândească foarte bine să-și facă un calcul, o estimare a puterii absorbite din instalația electrică. Ca în funcție de asta, ce să-și facă? Instalația să fie pe cupru, pentru priză se pune cablu mai gros. Dar m-ar duce și pe sistemul de încălzire. Foarte multe locuințe unifamiliare au centrale proprii. Omul își face centrala, o centrală de top, performantă. Nu se gândește la coșul de fum, pe unde trece, cum este amplasat, cum este izolat, pentru că dacă aș folosi o expresie mai puțin academică, dar populară, ne scumpim la tărițe și ne ținim la făină, nu ne permite să facem o izolare a coșului foarte bună,
sau să realizăm un coș din elemente ca să ne asigură protecția, dar casa este foarte scumpă. Și atunci, în momentul în care s-a trecut coșul de vânt pe lângă o grindă, în timp, practic, îți scoate din lemn tot ceea ce înseamnă substanță inflamabilă, că în fond nu arde lemnul în stare solidă, are în stare gazoasă. S-a produs aprinderea și asta înseamnă incendiu. Deci să investim mai mult în sistemele acestea de protecție decât în orice altceva. A spune că, practic, nu este normal să asuzi, să muncești, mai ales că sunt oameni care lucrează în sănătate ca să strâng un ban, greul strâng, și să nu te gândești și să cum îl investești acel ban. Eu inclusiv aș merge, știți cum, inclusiv să asigur locuința. Vă spun că am asigurat locuința. Nu plătesc puțin la asigurări, dar stau liniștit, dar avut asigurare în niște condiții foarte bine definite, astfel încât și asiguratorul își asumă, și eu mi-am asumat, dar... Dumneavoastră cu atât mai mult cu cât știți care sunt cauzele care ar putea să ducă, Doamne ferește, cele mai frecvente cauze care duc la așa și ceva. Și la tata meu și la fratele meu, pentru că sunt oameni care spun, domnule, eu am asigurarea aceasta obligatorie, padul acesta, care sunt asigurat. Ori padul nu te asigură împotriva incendiilor. Padul te asigură împotriva alunecării de teren, inundații și cutremure. Ori riscul de cutremur, pot să-l spun la ora când vorbim, datele care le avem, în Suceava este un risc mic de cutremur. Așa este? Vatra, da? Dornei este zona cea mai protejată? Dorna, Valea Bistriței este puțin mai mare, centrul este mai protejat și la fel este cu risc mai mare zona de nord, vine practic Falia din Câmpia Rusă, dar nu într-atât de mult ca să ne ducem cum este în zona Vrancea. Și la noi locuințele nu sunt foarte înalte, dar... N-ați fost, cred că, pe la Cașvan, în zona respectivă, la Vicov, să vedeți fost, că s-a schimbat. Am fost. Da, nu sunt, da. Nu sunt detalii a Bucureștiului, adică... Da. Așa este, nu sunt detalii a capitalei. Văd că o vorbesc... Și la fel, mă scuzați, vă rog, dacă aș spune, vă rog să mă scuzați, dar e o discuție deschisă. Așa, sigur. Da. Dacă tot aș spune despre cum să-și construiască un om o casă, nu i-aș recomanda să o pune efectiv în calea apei. Apa pe unde a trecut o dată, mai trece și a doua oară. Suceava este predispus la inundații, fie de pe versanți, fie din ieșirea apei din matcă, și atunci trebuie să ne gândim efectiv cum o poziționăm. Dacă tot ați pornit discuția aceasta, să știți că am fost prin Moara și am văzut niște case construite foarte aproape unele de altele, iar drumurile dintre locuințele respective, calea de acces era extrem de îngustă și nu încăpea sub nicio formă, de exemplu, două mașini. E adevărat. Nu încăpea sub nicio formă. Că e o problemă aceasta, nu știu cum se face sistematizarea. Pe palierul acesta vă pot spune că și atunci când eram la activitate, am purtat corespondență multă și cu Comuna Șcheia, pentru că această situație este și în Sfântul Ilie, satul nou. La fel și cu Moara, pentru că nu este acces. Deci acolo, dacă se întâmplă un eveniment de genul acesta, este ceva gen ca la seminar, nu poți să ajungi. Deci nu poți ajunge, pentru că îți ia foc mașina, trebuie să lucrezi la distanță. Ca și în George Enescu, cartier al municipiului Suceava, unde în George sunt Enescu, foarte aproape. La fel, m-aș duce, poți să vin și punctual, sunt blocurile care sunt perpendiculare în liceul sportiv, program sportiv, unele dintre ele nu au acces auto. Deci nu poți ajunge cu tehnica de intervenție, deci știu zona foarte bine. Și s-a mărit riscul de incendiu acolo, realizându-o acele mansarde locuibile, ceea ce vă spun că... Păi și cum au primit autorizație de construcție? Nu știu. Nu trebuie să primească un aviz de la pompier? De la nu trebuie să... Nu prevedea legislația atunci, în acea perioadă, să ceară aviz de la noi. Am să văd dacă prevede acum. Acum s-a mai înăsprit vis-a-vis de lucrul acesta și prevede. Dumneavoastră vorbiți cu o pasiune nemărginită despre munca dumneavoastră de pompier. Aveți un respect deosebit pentru profesia pe care, da, se vede. Și noi am început dialogul nostru despre, de la statutul pe care îl aveți acum, statutul de tânăr pensionar, om care muncește, dar totuși este la pensie. Vreau să încheiem așa ciclic, vreau să ne întoarcem în copilăria dumneavoastră și vreau să-mi spuneți dumneavoastră
De unde pasiunea aceasta? Cum te v-ați făcut dumneavoastră pompier? Știți că mai avem foarte puțin din emisiune, da, și nu, da. M-ați dus așa, am văzut că aveți experiență în comunicare acum, știu că faceți o emisiune, aveți o emisiune la Radio AS. La Radio AS, da, da. Omul de lângă tine. Și voiam să vă întreb și cum este să fii de cealaltă parte a microfonului. Dar haideți este, un pic, este întâi, interesant. Întâi să-mi spuneți de unde pasiunea am aceasta. Am avut o copilărie foarte frumoasă, în condițiile care am stat la bunica mea, bunica fiind văduvă de război. Și pentru mine poveștile erau practic despre război, despre evacuare, asta a fost. Frumos, în clasa a șaptea, vă pot spune că mi-aduc aminte că ne-a dat o temă la desen, profesia noastră. Să scriem noi ceva. Da. Și atunci, la profesie, am desenat un militar cu caschetă. Păi și ce v-a inspirat? Nu știu ce. După aceea vă pot spune că am fost în tabere de pregătire premilitară. Se făceau atunci tabere de pregătire premilitară. Am făcut parașutism. Eu am vrut să dau la aviație. Părinții nu m-au lăsat. Și fratele meu mai mare făcea armata la pompieri. Sau făcuse armata la pompieri. Chiar la Rădăuți. Rădăuți atunci cazarma veche. Ieșeau dimineața să spălau afară, la chiuveta de afară. Era frig, ger, ca la Rădăuți. Și el spunea că este greu. Și eu am spus, zic că noi suntem fir diferite. Și am spus, dacă lui este greu, mie nu o să fie greu. V-ați ambiționat? Și am mers la pompieri. Deci eram atras, practic, spre viața militară, pentru că mi-a plăcut ordinea. De altfel și acum lucrurile mele mi le așez foarte bine. Pot să merg cu ochii închiși, știu unde am și sculele în garaj, și hainele în dulap, și bluzele sunt puse pe culori. Și un om potrivit pentru locul acesta, da. Un om potrivit la locul potrivit. Și am ajuns acolo, un om, practic, părinții muncitori. Mi-aduc aminte de tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, când m-a condus la gară, mi-a zis ca un tată. Zice, na, mergi acolo, hai să vezi. Dacă iei examenul, iei, dacă nu-l iei, nu-l iei, vii înapoi, așa. I-am stăticule. El îngrijorat? Da, da, da. Purta emoțiile pe umerul lui. Și am stăticule, nu mă duc acolo ca să rup papuce ziua până la București și înapoi. Și am dat examenul, am intrat al treilea atunci. Am terminat șef de promoție. Am rămas în facultate, am lucrat 4 ani în facultate de pompieri. După care am venit la Suceava. Ați predat în facultate? Predat. Ați predat, da, acolo. Da. Dar nu v-a plăcut totuși... București nu mi-a plăcut. Nu v-a plăcut orașul? Nu mi-a plăcut orașul. Nu mi-a plăcut orașul. Și a mai fost încă o problemă obiectivă, în sensul că atunci se născuse băiatul meu cel mare, soția terminase și facultatea și le-am spus la cei de acolo, ajutați-mă cu un post pentru soție la București ca să stăm copilul să... Atunci era cu repartiție, cu... Da, da. Așa. Cea nu, merge 2 ani și face stagiatură unde trebuie făcut și după care o aducem la București. Bine, dar copilul ce fac? 2 ani. Nu mai erau și soluții, da, pentru... Nu aveam soluții. Și atunci am venit la Suceava, am găsit înțelegere la facultate, mi-au dat drumul și am venit la Suceava. Cum este din postura aceasta de realizator de emisiuni? Nu știu dacă sunteți jurnalist, dar nu realizator sunt de emisiuni. Se poate și realizator este prea mult spus. A fost... mie îmi place să comunic cu oameni, îmi place să lucrez cu oameni, îmi place să stau cu oameni și nu întâmplător am și ales titlul emisiunii Omul de lângă tine. De altfel și fundalul de deschidere este Om bun al lui Dan Andrei, al de-a Sfinxul. Și de ce la Radio AS? Pentru că Radio AS, Teodora Gâlcă, am fost colegi de generală și ne știm de copii. Și v-a oferit această oportunitate? Absolut, absolut, da, da, mi-a oferit această oportunitate, n-am spus nu. Este o plăcere ca să stai de vorbă cu oamenii și oamenii reușesc, așa cum de altfel și spun acolo, în deschidere, în preambul, încerc să le deschid sufletul oamenilor. Vin oameni care sunt și oameni cu renume în județul nostru și cred că ascultătorii vor să-i cunoască și altfel, de pe alt palier. Vor să-i vadă ca și oameni. Cum sunt ei ca oameni? Pentru că, în fond, dacă ne depărtăm de umanitate, ne depărtăm de sentimentele acestea care vin de la natură,
atunci nu mai avem fundament pentru funcția noastră sau pentru celălalt. Da, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația mea și sper să mai veniți la Între Oameni. Vedeți că eu tot aproape de om sunt, tot aproape de om încerc să fiu și mie mi-a făcut o mare plăcere să purtăm acest dialog. Tare m-aș bucura să mai veniți. Vă mulțumesc mult de tot. Doresc sugevenilor, dați voi să închei așa cum închei la Radio AS. Le doresc să-și iubească patria, pentru că patria și părinții nu se vorbesc niciodată de rău. Doamnelor și domnilor, și această ediție a emisiunii Între Oameni a ajuns la final. Eu sunt Oana Șlemco și vă mulțumesc pentru atenție.